Capitala Roma-Națiului încet încet redevine ce a fost odată. Autoritățile locale au demarat mai multe proiecte ce vizează refacerea istorică și culturală a orașului, dar și modernizarea și dezvoltarea lui. Sunt 3 proiecte finanțate cu bani europeni, iar 2 au termen de finalizare anul viitor. Vorbim de proiecte importante ce implică în total peste 6 milioane de euro. Totodată se fac investiții și în infrastructura medicală. Spitalul Municipal beneficiază de 3 proiecte ce implică dotarea, anveloparea clădirii și modernizarea ambulatoriului. 8 milioane de euro sunt investite în modernizarea unității medicale. Pe spital avem 3 proiecte de 2, 2 și 4 milioane. Ultimul semnat în acest mandat este vorba de dotarea tehnică cu aparatură în valoare de 4 milioane de euro. Și celelalte 2 sunt unul pentru creșterea eficienței energetice și celălalt pentru dotarea ambulatorului. Emblema orașului este în proces de refacere, vorbind despre parcul Constantin Poroineanu, unde a fost demarat un proiect amplu ce vizează modernizarea parcului. 6 milioane de euro sunt investiți pentru modernizarea parcului, dar și protejarea celor 168 de specii de plante unicat. Tot proiectul european este și cel legat de parc. Este un proiect de 6 milioane de euro. Una din ambițiile pe care le avem în acest mandat este aceea de a aduce fonduri europene în valoare de minim 100 de milioane de euro. Până la această dată, autoritățile caracalene au atras peste 22 de milioane de euro bani europeni pentru implementarea unor proiecte ce vizează dezvoltarea orașului.